luna martie, Naționala Under 20, pregătită de Costin Curelea, va disputa la Târgoviște ultimele meciuri din actualul sezon al Elite League Under 20. Joi 21 martie, România întâlnește Italia de la ora 18. Un meci dificil, după cum a spus selecționerul Costin Curelea. Cum în ultima acțiune din acest an competițional, întâlnim Italia, care e și liderul grupei în acest turneu, care ne-a și anunțat că își dorește să rămână lider și să câștige meciul cu noi. Cu siguranță că va fi foarte dificil, dar tot timpul i-am simțit pe jucători dornici să facă rezultate bune și sper de ce nu să reușim surpriza. Jucătorii așteaptă suporterii în număr cât mai mare. Lumea ne-a ajutat aici, au venit suporteri la stadion, terenul bun, condiții bune, așa că ne bucurăm să fie din nou aici la Târgoviște și sper să ne aducă noroc, să ne poarte noroc. Marți 26 martie, tot la Târgoviște, România va întâlni Polonia de la ora 18. Naționala Under 20 a debutat în actuala ediție de Elite League în luna septembrie a anului trecut, tot pe stadionul Eugen Popescu. Atunci, peste 3500 de fani s-au aflat în tribunele arenei pentru a-i susține pe tricolori în meciul câștigat în fața Cehiei cu 2-0.